Începând cu această lună, cele 5 muzee aflate în subordinea Consiliului Județean Maramureș vor utiliza un bilet unic de vizitare. Instituțiile vizate sunt Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie, Muzeul de Artă Centrul Artistic Baia Mare, Muzeul Județean de Mineralogie Victor Gorduza și Muzeul de Științe Astronomice. Tichetul are o valabilitate de 15 zile de la data achiziționării, iar prețul este de 5 lei pentru preșcolari, elevi și studenți, 15 lei pentru pensionari și 25 de lei pentru adulți. Această inițiativă a fost adoptată pentru a ușura accesul localnicilor și turiștilor în incinta muzeelor.